am dormit aseară, de atât de multe ori m-am trezit, atâta gălăgie au putut să facă pisicile, încât nu știu de unde este această energie. Este ceva inexplicabil în aer. Bună dimineața, fete și băieți, sunt eu, oul vostru preferat, agitat după multe, multe, multe ore în care pisoii s-au jucat în continuu. Nu știu ce au avut azi noapte, pentru că, în mod normal, eu dorm foarte liniștită cu ei. Să zic că limonada mai are momentele ei așa de istericale, când o apucă să se urce, să sară, să dărâme, să trântească, bum, stragaduf, te-ai trezit. Dar, în principiu, dormim liniștiți, nu avem niciun stres. Ăștia erau doi, cel puțin în Rumbu și Poirot, care deja sunt octogenari comparați cu argintul viu, lemonistic. Ăștia alți te regulă, se uite așa, cel mult, deschid din când în când ochișorii, dar altfel dorm cu spume și cu horcăieli în cazul Rumbu. E, aseară nu știu ce au avut, că i-a apucat joaca. Și era așa un tandem, alergau unul pe celălalt, săreau când din pat, când pe pervaz. După aia s-au urcat pe perdele, perdele făcute praf, am zis. Nu mai reiau subiectul. Săreau pe mine, mi-au sărit la un moment dat pe veioză, după aia s-au urcat pe dulap. Deci, știți expresia? Zici că a dat strechea în ei. Așa erau. Prin urmare, am stat, am asistat, la un moment dat mă gândeam, dacă îi las pe fiecare într-o cameră, s-ar putea să fie eficient, deci sigur se potolesc. Pe de altă parte, dacă îi apucă nevoile și trebuie să facă și ei ceva, cam cum gestionez această situație? Așa că mi-am zis, hai să îi las să se potolească, mă uit la ei, stau pe telefon, văd eu ce fac, până când s-or potoli. Numai bine că s-au potolit foarte în zori, astfel încât sunt această prospătură. Dar cred că mi-au transmis din istericalele alea pe care le aveau acele doze exagerate de energie și acum sunt mai bine pusă pe treabă, nu știu exact ce treabă, de fapt, stați. Am multe de zis și vom avea o zi destul de plimbăcioasă, așa, pentru că am câteva întâlniri planificate pentru astăzi. Mă văd prima dată cu Mădălina Varodi. Mădălina Varodi are și ea canal pe YouTube. O să vă povestesc așa puțin pe scurt pentru cine poate nu știe. Deși Măda a mai apărut la mine pe canal când am fost noi vara trecută, mersesem la Oradea, mersesem cu ea, cu Stăicuț și cu Andreea Vasilache, fusesem noi la Oradea, de unde Mădă este. Și atunci am văzut și eu pentru prima dată orașul. Există vlogul acolo pentru cine are curiozitatea de un vlog mic așa de călătorie drăguț din ăsta mioritic autohton. Găsește toată povestea acolo. Fusesem noi și la Sibiu. Mă rog, a fost foarte frumix. Cert este că, ținând cont de contextul absolut superb pe care l-am avut în ultima perioadă, în ultimul an, cu pandemie, toate cele, și mă rog, mai intervin și altele, nu ne-am mai văzut. Și acum vorbeam, hai să ne vedem la o cafea, astfel încât prima oprire a zilei, asta va fi. Deci mă văd cu ea, mergem la cafea. După care, când o-i termina așa, o să mă văd cu Vicky. Cu Vicky am cu totul alte planuri. Și o să vă povestesc atunci, am zis la fel, să ne întâlnim, să ne plimbăm, să vedem ce și cum putem să mai facem. Sperăm noi să fie destul de ok vremea. Momentan văd că e așa uscățel, pare a fi un pic de soare, vreau și să mă aranjez, să mă coafe, să nu fiu acest ofer, ceea ce urmează să fac. Dar dacă tot eram trează așa de dimineață, m-am pus și am editat pozele pe care le-am făcut cu Magnolia, despre care v-am povestit în ultimul daily vlog, v-am arătat acolo care a fost making of-ul. E, în cazul în care nu le-ați văzut, voi insera pe aici dintre ele pentru că sunt atât de încântată și vreau să fie văzute și de oamenii care poate nu mă urmăresc pe Instagram sau mă rog, n-au cont sau în fine, poate vedeți mai târziu și nu stați să scrolați cine știe câte zeci sute de poze o să mai pun eu după ce le postez pe astea. Au ieșit atât de frumos, sunt atât de încântată de ele. De ce arată? Într-un mare fel, sunt tare, tare mândră și chiar mă gândeam ca să explorez un pic mai mult subiectul ăsta cu fotografia. Nu știu dacă e neapărat de interes pentru voi, că eu am mai făcut așa niște clipulețe de-a lungul timpului și mereu încerc să vă introduc în lumea asta și v-am povestit multe chestii de-a lungul timpului. Adică pentru cine e interesat neapărat de subiect, știe cam tot ce fac eu. Mi-am expus toate secretele, trucurile, punturile și ideile. V-am zis și de unde mă inspir. Știți exact ce aparatură folosesc. Vă spun și cam cum le concep. Vă iau cu mine la shooting-uri. Chiar nu, clar. Dar m-am gândit să aprofundez și mai mult, dacă pot, adică să insist să apăs și mai mult pedala pe subiectul ăsta și dacă vi se pare așa ceva interesant, să-mi ziceți că țin cont întotdeauna și dacă nu vi se pare la fel și asta contează foarte mult pentru mine. Eu știu că voi sunteți un număr mult mai mare care vă uitați comparat cu cei care chiar răspundeți la ce întreb eu, dar tot îmi fac o idee, chiar și din cei care îmi lasă acolo un comentariu, eu tot îmi fac o idee, chiar dacă nu răspund tuturor, văd, citesc, știu despre ce e vorba, măcar așa, la nivel superficial, să știu cam ce și cum ar fi. Și mai ales pentru că le-am făcut pe astea și mi se par așa de deci, nu, sunt îmi plac foarte mult. Sunt o creatură foarte vizuală și, nu știu, poate artistică, sună cumva exagerat, dar e ceva ce mă atrage foarte mult. Cred că într-o altă viață am pictat pereți, nu știu, am fost Dorel Zugravo sau
Habar n-am, o-i fi pictat clanțe și o-i fi trăit cu bidineaua în gură. Nu știu ce-i fi făcut, dar e ceva ce pe mine mă atrage foarte, foarte mult, tot ce ține de artă și, în general, domeniile creative toate sunt. Pentru că am această minte orientată spre partea de umanistă. N-am avut în viața mea nicio tangență cu domeniul real, matematicile, tot ce ține de ele, cifrele, fizici, chimii și alte astea, praf, pulbere, astfel încât explorez și eu pe cât se poate domeniile care chiar mă pasionează enorm și ar fi pentru mine ceva, nu știu, un vis împlinit să trăiesc din asta, nu știu, cumva, nu neapărat că aș fi foarte talentată într-o direcție sau alta, dar îmi place și să scriu, îmi place și să fac poze, îmi place chiar să pictez, nu știu dacă v-am zis, eram bunicică acolo în școală, când încă mai pictam, să știți că orele de desen erau printre preferatele mele și îmi plăcea tare, tare mult să mă joc cu tot felul de culori și pictam niște ciudățenii, nu neapărat în sensul ăla abstract de neînțeles ce a vrut autorul să spună că trântește o coajă de banană în tablou și vezi, Doamne, uite arta, 30.000 de dolari pe asta, nu în sensul ăla, dar în general, când aveam direcții clare de la profesori, deosebi în școala generală, să facem asta. Deci el ne dădea, tu nu faceți nu știu ce. Și eu de fiecare dată mă duceam cu altceva decât ce zisese el. Ne-a pus odată, țin, sau ea, am avut profesori diferiți, parcă. Mi-amintesc că odată la ora de desen de printre a 7-a, 8-a, ceva așa, făceam mozaicuri de tot felul și aveam o direcție foarte clară, adică era o chestie matematică, poate de asta m-am abătut de la ea, în care trebuiau așezate culorile exact în formula care ni s-a dat, nu știu, să zicem așa, la întâmplare, verde cu albastru, cu galben, una lângă cealaltă și apoi alte astfel de combinații și eu m-am dus verde lângă roșu, galben lângă albastru, mov lângă portocaliu, deci nicio treabă cu ce ne-a zis profesoara, deși știam că nu asta mi s-a cerut. Și când le-a văzut și a pus femeia ochii în cap, pardon, și a pus femeia mâinile în cap și știu că răscolea prin mai multe lucrări și s-a oprit la ea și a pus mâinile în cap și nici n-a fost nevoie să întrebe a cui e lucrarea, că era ceva de genul, Andreea, ta este, nu-i așa? Și eu eram, da, bineînțeles că a mea. Nu mai țin minte, parcă n-am avut note nașpa, nu cred că mi-a dat o notă proastă, numai că era deja obișnuită cu ceea ce făceam, că mă duceam în niște zone care nu în sensul de această rebelă, cum încălcam eu regulile sau cum eram artistul neînțeles, dar mi-a plăcut dintotdeauna să adaug ceva al meu, tușa aia mea acolo. E, și cu fotografiile astea și în general cu ceea ce fac eu pe partea creativă, cu foto, video, nu știu, nu neapărat că ar fi super capodopere, dar toate sunt ale mele și sunt niște lucruri unde îmi fac simțită prezența ca lumea, îmi pun amprenta pe ele, uite așa, acolo a pus să se simtă că e treaba mea. Și la fel simt și cu pozele astea, cred că sunt multe poze cu magnolii, dar mi se pare că ale mele, sau una, sunt și super subiectivă, acum vă dați seama că fiecare cioară cu puiul ei și puii mei, de ce are sunt fotografiile, dar îmi se pare că au și superb și simțeam nevoia să le împărtășesc cu voi. Și vreau să vă mai arăt în sensul ăsta, neapărat pe ideea de making of, pentru că deja treaba este consumată și n-am apucat să filmez nimic acolo, că eram pe super repede înainte. Dar am fost, zilele trecute, am fost cu al meu individ, să facem alte poze roz cu alte flori frumoase, doar că nu cu bujori. Am fost noi la cireșii japonezi din Herăstrău. Pentru că știam că trebuie să înflorească. I-am mai pozat eu acum 2 ani, vă inserez și pe aici o poză ca să vedeți cu ce am făcut atunci. Doar că de data asta am mai multe cunoștințe, am altă aparatură și mă orientez altfel cu pozele. Atunci când fusesem 2019 parcă și făcusem primele poze, vedeți că sunt un pic mai întunecate. Eu astăzi nu mai sunt 100% mulțumită de ce am făcut cu pozele alea, cu toate că atunci mi se păreau wow, așa cum poate peste 2 ani cele cu bujorii pe care vi le-am arătat, iarăși o să zic, dar ce am făcut aici? Dar ce oroare, nu suport, disgrațios, oribil și așa mai departe. Însă atunci eram super încântată de ele. Și anul ăsta am mai multe cunoștințe, am mai studiat, am mai învățat, am astfel încât ce am făcut, cu toate că nu sunt încă editate, deci o să vă arăt acum, este doar un stadiu incipient, cred că au ieșit mult mai bine și asta vă spuneam că am fost cu el și ne-am cam grăbit să facem fotografiile pentru că trebuia să plece și el la muncă și eu aveam treabă și n-am apucat să zăbovim cât să pun și camera să filmeze și eram doar noi doi, adică atunci când le-am făcut pe alea cu bujorii, era și Vicky, era și frate, mi erau și niște mașini pe care am mai așezat camera ca să ia așa niște cadre și mi-a fost mai ușor. Dar acum fiind doar noi, fiind și pe grabă și fiind destui oameni care fremătau pe acolo, că nu ne-am mai dus chiar de la 7 dimineața, am fost un pic mai târziu. 7:30, practic. Nu a fost cazul să și
filmăm. Dar o să iau imediat camera, să vă arăt așa cam câteva poze, să vedeți despre ce este vorba și cred că vor ieși absolut superb și astea. Iar în cazul în care, la momentul postării vlogului ăstuia, pozele au fost deja editate sau postate sau, mă rog, o să inserez pe aici. Dacă nu, mai uitați-vă la mine pe Instagram, că acolo le pozez întotdeauna. Este ceva similar, numai că de data asta e altfel. Stați așa, vă arăt acum ca să vorbim direct pe ele. Uite așa, uite așa, îmi vine să mângâi copacul ăsta, cât de frumos arată rozul. Vai, se simte, da? Cât sunt de entuziasmată de ele și încă nu le-am editat. Țineți cont că astea sunt imaginile proaspăt scoase din cameră. Deci nu e nimic procesat la ele, n-am umblat la culoare, deși va trebui, pentru că, vedeți, partea asta, latura asta e un pic mai întunecată față de zona de aici, unde, da, se schimbă puțin culoarea în funcție de cum mișc eu mâna, pentru că eu vă arăt acum exact ce văd și eu, deci filmez ecranul calculatorului, laptopului meu. Practic, culorile sunt puțin diferite de ce veți vedea aici, dar chiar și așa, poate observați că în partea asta e mult mai luminos, că de altfel soarele, în timp ce aici este mai întunecat. Uite, dacă este să dăm un zoom, vedeți cât de frumos sunt petele astea de soare, de lumină ieșite în relief, prin țesăturile pe care le-am luat cu mine, că a fost, domnule, cu recuzită, cu scăriță, cu toate cele. Dar asta vă spuneam, uite, copacul ăsta e un pic mai întunecat aici. Și uite-mă și pe mine. A fost o nebunie totală. Ca să facem analiză, domnule, să vă arăt ce și cum. O să vă arăt mai multe poze de aici, că simt nevoia să intru puțin în detalii cu ele. Primul lucru, cel mai important, a fost rozul ăsta, culoarea. Pozele sunt făcute pentru cei de la Pervol. Voi știți că eu lucrez de multă vreme cu ei. Ăsta e un produs despre care v-am mai vorbit. Este Pervol Renew & Blossom, ăla care miroase cel mai frumos dintre toate. Deci toți detergenții Pervol miros frumos, dar eu vă zic, dacă vă doriți unul care îți parfumeze, nu mai fi nevoie de balsam, ăsta este Renew & Blossom ăsta. Cred că v-am vorbit despre el și în treburile primăveratice, dacă mi-amintesc bine. E, ținând cont că sticla lui este roz, feminină, drăguță, minunată, să știți că este și reciclabilă, dacă vă interesează, și e făcută din materiale de astea, 50% din materiale reciclabile, deci ei sunt pe sustenabil grav. M-am gândit eu, fiind sticla asta roz, cel mai bine și cel mai bine ar fi să o pozez undeva cu roz. Și eu în grădina aia unde mai fac poze, la mine în curte, la mine, mă rog, curtea blocului, am genul ăsta de sârmă unde se usuc rufele. Problema este că n-am copaci, adică sub nicio formă n-ar fi ieșit la fel de frumos. Așa că am venit cu toate cele după mine, tâc, 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 cu individul din dotare, care a participat cu drag și spor, care îi mulțumesc foarte deosebit și pe care îl iubesc că mă ajută cu treburile ăștia, și m-a ajutat să instalez ce și cum. Și avem așa o dată. Sfoara, vedeți? Deci, sfoară frumoasă, m-am dus la Zara Home să iau și cârligele astea, pentru că eu am cârlige acasă, dar nu atât de frumoase. Ce am eu sunt unele metalice, urâțele, nu s-ar fi pupat cu ideea asta. Și am vrut să merg undeva într-o direcție foarte naturală. Vedeți acest clop sexy pe care l-am pe căpoc? E, clopul sexy, apoi am coșul ăsta de rafie, apoi am aici scărița, vedeți? Iete, am luat scăriță, domnule, de la Zara Home, ulciorul de la Lavoir, nu e așa, coșul ăsta l-am luat de împrumut și să știți că mă duc astăzi să-mi cumpăr și eu. Unul dintre motivele pentru care mă văd astăzi cu Vicky trecând de cafelele noastre și așa, vrem să mergem și pe la Ikea. Și de la Ikea este coșul ăsta și am zis că vreau să le iau și pe al meu ca să-l dau pe ăsta înapoi și să am și eu coșul meu, domnule, să nu mai depind, pentru că este tare frumos. Așa, deci m-am dus, am luat recuzită, bam, 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 mi-am făcut temele cu toate cele și am venit noi frumos aici, așa. Am instalat, vedeți că e o chestie improvizată, deci n-am stricat nimic, n-am deteriorat, Doamne ferește, am legat efectiv o sforicică, tuc, legată de partea cealaltă a copacului, după care am așezat eu niște rufe. Mi-am dorit să fie ceva deschis la culoare așa frumos, să se potrivească din punct de vedere cromatic, dar n-am vrut să merg tot pe roz, pentru că deja e rozul copacilor, era și rozul ăsta al sticlei, n-avea sens să exagerez. Dar Pervolul ăsta e potrivit pentru toate tipurile de țesătură, toate tipurile de culoare, îngrijește, spală bine și evident parfumul este ceea ce ne atrage, v-am zis, de cel mai parfumat dintre toate. Și având în vedere că e potrivit pentru toate tipurile de culoare, mi-am zis că hai să merg totuși pe culori deschise, pasteluri, dar nu neapărat roz, știi, ca să nu se lege prea mult. Verde nu voiam pentru că eram conștientă că va fi oricum verde ăsta. Vedeți și reflexia pe pieptul meu? Ia uite, vedeți, chestiile astea aici nu prea mă coafează pe mine, dar le voi edita să fie frumos. Așa că m-am dus cu ceva nuanțe de alb și de bej și cu albastru ăsta, vedeți, cu un bleu foarte drăguț. O cămașă, mă rog, materiale naturale, in toate cele și astea, dacă vă amintiți, sunt fața de masă și șervetele brodate cu inițialele mele pe care mi le-a trimis domnișoara aceea foarte drăguță într-unul dintre clipurile cu pachete și vine și ăla, că știu că v-am promis, special făcute pentru mine. Minunate, minunate, le iubesc de nu mai pot și le folosesc ori de câte ori am ocazia. Așa că am instalat astea. Apoi, v-am zis, scăriță din Zara Home, deci pe asta o găsiți dacă vă interesează. M-am dus în Zara Home, am căutat scăriță pentru că îmi doream să recreez exact o atmosferă de asta
Romantică, de primăvară, colorată, ceva care să se simtă ca un cămin într-o perioadă foarte caldă a anului. Așa că am luat asta. Ăsta este un coșuleț de pâine pe care l-am eu în bucătărie. Aici am pus cârligele. Ulciorul este cel de la lavoar. Știți lavoarul meu, e tot așa pe daily vloguri și n-avea sens să mă car cu tot ăla după mine, dar am luat ulciorul pentru că merge în aceeași direcție de rustic, romantic și așa mai departe cu florile astea. Mi se pare o combinație perfectă. Sfoara pe care am folosit-o era aici în geantă, mai aveam eu niște haine, dar oricum, vedeți că e cam aceeași tematică, deci pe materiale naturale, piele, ecologică, evident, dar în culori din astea. Cu espadrile eram în picioare, rochea mea albă de la H&M, cea pe care v-am arătat în ultimul haul, și aici aveam eu o față de pernă tot așa în nuanțe din astea. Deci cumva ca materialele să se lege între ele, materialele și recuzita, să fie toate coezive și să ajute asta la crearea formatului. Apoi, ca să ne uităm și la alte poze, ia să încerc, sper să nu vă zgudui foarte tare, ca să mai vedeți câteva cadre. Uite, vai, 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 deci sunt nebunită după ele, mi se pare că sunt unele dintre cele mai frumoase poze ale mele. Și ce mi se pare foarte fain la ele este lumina asta. Deci fără lumină, dacă ar fost o zi întunecată, vă dați seama că am pândit-o, m-am trezit de vreme, toate cele... M-am trezit la 4 ca să fac pozele astea, pentru că vreo 2 ore mie mi-a doar pregătirea, machiaj, păr, toate cele, recuzită, să adun tot, să fiu sigură că e totul ok. Și am pândit ziua, să fiu sigură că e soare, pentru că fără petele astea de soare, așa, vedeți ce frumos cad umbrele, va, da, deci îmi plac mult. Fără astea, nu cred că ar fi fost același efect. Dacă erau întunecate, sigur, sigur, nu ar fi ieșit la fel de frumos. Uite așa, aici este un cadru de detaliu, mă rog, sunt multe poze care nu vor ajunge să vadă nicio lumină, adică le fac și din 300 câte sunt, rămân doar câteva. Tan, 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 uite aici și sticla, încerc să vă pună. Merge, încerc să vă pun, uite așa, un focus, tân, tân, funda aia care, mă rog, nu mai e și când trebuie, că nu sunt în stare să fac eu o fundă decentă, dar au ieșit foarte drăguți și abia aștept să le editez, să mă apuc de ele. N-am avut când încă și alea pe care le-am făcut cu magnoliile au durat 1000 de ani, deci am stat câteva săptămâni cu ele până când le-am finalizat de editat, dar au ieșit foarte bine într-un final și sunt convinsă că și astea vor ieși superb. Acum trebuie doar să fac eu selecția, să văd care arată mai bine și mai bine între ele și după ce am făcut asta să trec mai departe la editare, la programele de editare, Photoshop, Lightroom, ce folosesc eu. Da, uite, și am făcut și cadre din astea de ansamblu așa, ca să fie cât mai multe detalii, știi, să recreez atmosfera exact cum mi-o doresc. Eu pe Instagram, dacă ați văzut, am un fel de, nu un fel, așa îi zice, carusel. Înseamnă că sunt mai multe poze și dacă dai așa swipe, știi, te duce și la următoarele. Pentru multe dintre postările pe care le-am și îmi doresc ca în acel swipe să fie cât mai multe detalii. Și eu cred că, uite, lucrul, vai, ce frumos e. Lucrurile astea întregesc foarte bine peisajul creat. Deci astea sunt, vai, sunt enamorată de ele până peste cap. Îmi plac de nu mai pot. Deci cam așa. Voiam să pun asta pe internet și aici pe YouTube pentru cine poate nu vede pe Instagram sau, mă rog, poate va avea curiozitatea după, chiar mi-ați spus multe, că nu sunteți neapărat pe celelalte platforme și că ar fi bine ca informația să se găsească pe toate, astfel încât să aibă toată lumea acces la ea. Prin urmare, v-am arătat și abia aștept să le fac și să le postez și să vă arăt ce și cum a ieșit, care este rezultatul final și va trebui să găsiți și un text pe măsură să coc ideea. Am așa ceva în minte acolo, dar trebuie și ea șlefuită bine și să văd în ce direcție o duc, pentru că și textul ăla mi-a ceva timp. Dar, da, asta a fost. Ok, acum că am făcut acest intro lung de bună dimineața, o să încep să mă pregătesc, să mă machiez și eu să-mi fac părul toate cele și vorbim în oraș. Ne vedem cu Mădă, după aia ne vedem cu Vicky și mergem, ne plimbăm, ieșim în oraș cu fetele, vedem încotro ne duce ziua de astăzi. What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. No one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Deloc m-am orientat bine cu ploaia asta. M-am gândit eu să-mi fac bucle fix astăzi. Și numai bine că a început. Cât timp mă aranjam, mă machiam și toate alea, era destul de uscat. Dar așa o toamnă superbă am avut primăvara asta, încât m-a tot luat pe nepregătite. Astfel încât buclele mele, așa cum le-ați văzut în procesul de creare, arată în halul ăsta, momentan. Da.
Noroc că am avut o umbrelă prin mașină rătăcită pe acolo, pentru că am plecat ca o floare de acasă, nici nu am dat seama că plouă până când am ieșit pe ușă. Am plecat ca o floare de acasă și m-am trezit numai bine că a început picuratul. Nu e agresiv, adică nu vă imaginați acum că e pătut, dar oricum plouă, așa că asta se va duce cât de curând. Aici se lucrează, deci sunt practic într-un șantier. Umbrela mi-a arătat foarte ciudat. Și ajungem acum. Mă, dar a ajuns deja, tocmai s-a așezat, e după tomberoane acolo, după gunoaie. Vedeți umbrela aia? Ea este. Eu, evident, cu gunoiul. Da, și să-mi zic că eu mă ocupam de ale mele și mi-au scris un mail că pregătim proiectele pentru poate și trimiterea. Că... Întâi să te vezi tu, vă spuneam de mădă, pe care o știți pe mădă, ați văzut-o, așa. Mădă are și un canal de YouTube pe care așteptăm să mai posteze și ea, că toți vorbeam exact despre asta. Nenii mă poartă. Așa. Și între timp cât timp ne-a venit nouă cafeaua, am căpătat un nou prieten care s-a așezat cu noi la masă și nu mai vrea să plece. Este imens. Dacă l-ar vedea limonada, vai. L-ar degusta puțin. Și e că mi-ar degusta mie palma, deci s-ar termina cu musca. Avem așa ceva. Între timp avem și cafele. Ne-am comandat și ceva bun de mâncare, așteptăm să vină și stăm la șuietă trei, nu știu dacă suntem trei fete sau două fete și un băiat, dar ca să știți, da. Asta se întâmplă. Eu cred că e important și să, știi cum zic englezii, să-ți pui ouăle în mai multe coșuri, că nu știi. Sunt prima la stop, îmi permis să zic câteva vorbe, ținându-vă în mână. Tocmai am plecat de la întâlnirea cu mădă și a fost super fain, am stat cred că vreo 2 ore de vorbă în care am povestit de tot felul de chestii, fără ceva stabilit, fără vreo legătură, adică nu ne-am întâlnit ca să ceva, efectiv să punem țara la cale pentru că nu ne-am mai văzut de o groază de timp și a fost foarte drăguț să facem asta, mai ales că planificasem întâlnirea asta cu mult înainte și trebuia să fim mai multe, adică grupul nostru însemna și Andreea Stăicuț, însemna și Andreea Vasilache, ele fiind fetele de la Stream Your Dream, cu care eu am păstrat legătura chiar și după ce am terminat competiția aia a fost în 2019, deci mă rog, ele erau fetele pe care le mentoram eu. Și tot voiam să ne întâlnim de multă vreme, n-am reușit și până la urmă mădă mi-a scris săptămâna asta și mi-a zis, băi, hai să ieșim și noi să facem o treabă, că dacă mai stăm așa să ne potrivim, nu știu ce problemă aveți, dacă mai stăm așa să ne potrivim programele și ceasurile, cu siguranță nu o să iasă, nu o să se întâmple, așa că hai să ne vedem pe bucăți, stați așa că am verde, revin. Și a curs conversația, doar o spumă și o cremă și chiar foarte mișto că mai socializez și eu, apuc să mai văd niște oameni și să vorbim de lucruri care ne pasionează și de care chiar îmi era dor, deci mă dă și ea se uită la vlogurile mele întotdeauna, mi-a adus chiar și un buchet de flori, întotdeauna mi-aduce flori, când ne vedem mi-aduce flori, deci data viitoare am zis că trebuie să vin și eu cu un buchet de flori, că nu se mai poate, mi-am dat seama, acum nici m-am gândit vreo secundă, dar să știți că am niște flori frumoase aici lângă mine, pe care vi le-am, cred că vi le-am arătat sau am menționat, sau v-am arătat doar musca, să știți că musca e cu mine, deci cât timp am stat noi și am povestit acolo și am băut cafele și am mâncat, eu am băut chiar 2 cafele, de asta dimineață mi-am rezervat fără cafea, știind că o să mai percutesc pe parcursul zilei, musca a stat cu noi pe tot parcursul ăsta și e cu mine mașina acum. Am schimbat gacica între timp, am luat-o pe Vicky, am lăsat-o pe mădă, am luat-o pe Vicky acum. Da? Iată-ne, suntem însorite, adică zici că nu s-a întâmplat acea vreme superbă de astăzi și am ajuns la Jumbo, că am zis să venim la un Jumbo, la o Ikea, avem și militariul și lângă. Să lângă la da, că e deschisă mașina. E deschisă mașina, da, deci bui măceală, musca, să știți că este în continuare cu noi, deși am dus buchetul de flori, l-am lăsat la Vicky, pentru că probabil o să stăm câteva ore pe aici și am zis că se ofilesc în cazul în care las mașina. Așa că încă n-am anunțat-o, dar are și o muscă, pe care cred că o voi duce la limonada, dar nu știu că va supraviețui în urma atacului nuclear pe care urmează să-l pățească, însă mai avem până acolo, așa că hai să vedem ce găsim prin Jumbo. Oameni în salopete. Ne-am distrat vreo 5 minute scotocind prin toate buzunarele și gențile, căutând 50 de bani ca să luăm și noi un coș. N-am găsit până la urmă, așa că ne-a schimbat doamna de la recepție, a fost foarte drăguță. Însă întrebarea mea este, Vicky, ce căutăm noi aici? La Jumbo? Da. Plante. Plante. Facem plante. Colecție de plante. Eu, că tu de umor. N-ai cu cine, dar ai zise ea, care are această grădină botanică mai nou. Și a construit acolo, în chiar pandemie. Grădină botanică în pandemie. Da, exact. Și a descoperit această nouă pasiune cu plantele și are tot felul de plante, palmieri, nu știu, chestii pe acolo. Monstera. Ia, monstera. Da. Are chestii. Vrea palmier, vezi? Știam eu ceva. Și am venit în Jumbo Jumbo pentru că motive să căutăm și mai multe plante. Pe aici. Hai la astea. Suntem la peruci, măști și alte prostii de astea. Uite o perucă roz. N-am perucă roz. Da, și uite și albastră. Nu vrei un Oscar? De care?
Vreau să-i mulțumesc mamei mele și tatălui meu pentru că m-a născut, sau ca să fie Kanye West, vreau să mulțumesc mie, că dacă nu eram eu, n-ajungeam nicăieri. Așa a zis? Da. Aoleu, cum e ăla. Nu, că eu pe lângă nu urmăresc. E un fenomen mai special. Da, n-ai ce să-l cer. Da, să știți că voi lua această chestie albastră. Serios? Sigur, scot eu ceva la niște poze cu ea. Și mă tentează și aia, și aia roz. Deci, asta, da, asta e. Dar poate mai e una. Nu, e, nu e mov așa, e altfel culoarea. E roz-roz aia. Da, de fapt, ai dreptate. Nu, cred că nu mai au asta. Ai dreptate că, da. Ai una. Speram că e un pic mai mov, dar nu. Văd însă că au blond, negru. Nu, că de-astea am. Mie îmi trebuia zăpăceală. 40 de lei e foarte bine. 39,99. Ce mai avem pe aici? Vampiri. Puf, de-asta, de boa, nu vreau. Mășteam. Mustăți. I wanna thank me. Nu mai știu, trebuie să caut speciul ăla foarte Poirot? Inspirațional. Poirot. Ciorap de bagabonțelă. Dacă vrei să sperii pe Rumbuș, pe Poirot, ia-ți din ăsta. Prostie de ea? Da, nu știu că mă cred. Dacă vrei să fii polițista kinky. Ca, uite, au și ciorape, adică îți faci set complet de bagabonțelă. Da. Da, eu sunt steluțe, urechi de purceluși. Aoleu, astea mi se par foarte creepy. Astea. Da, sunt, astea, da. Nu știu, mă sperie rău de tot. Ochelari. Da, du-te, du-te, du-te liniștită. Sparta! Da, uite, Zoro, tu, dacă vrei să fii, ai sabie și mască. Da, pe ea. Depinde care Zoro. Sau ăsta, Alexander. Mamă, ce plastic e. Pe mine mă sperie mai rău astea. Serios? Da, deci asta decât de alea. Nu, dar sunt foarte, sunt foarte creepy, așa. De Power Rangers. Cred că e Power Rangers. Eu cred, dar... Nu, nu ala. Alea mă sperie. Alea mi se par... Da, sunt creepy, da. Astea de so. Sunt iarăși creepy și ăsta. Pe mine astea mă sperie. Da. Orice ar fi clown, da. M-a terminat. Da? Da. Uai, ce ochelari sus, gene, toate topinile. Dar nu e Halloween, mai durează, mai durează. Și un om matur în salopetă aici, a? Zic, un om matur în salopetă. Îmi amintesc că te lasă pe salopetă. Sunt, ia, arată-ne. Așa, ce-s? Vreau să știu ce sunteți voi, ce fac eu cu voi. Minge pufoasă, da. Tuc, tuc, tuc. Bubble World. Da, facem baloane. Sunt cele. Aici ceva interesant? Mm-mm. Am ajuns aici, uite, la... Ah, la prostiile astea. O, cotonete mi-aș lua. Ia uzi. Până aici. Mamă, ce bureți. Ai văzut ce bureți? Ia fi atentă. Nu știu, tuc. Uite, fetelor, că tot ziceam că vă spăl pe spate, da? Dacă este să facem duș împreună, avem opțiuni palese. Dacă vreți cu lupă de aia, cu buretă din ăsta, cu petene, cu căpșuni, cu dăla, da? Deci de toate. Cine vrea la baie cu balaban, ia uite aici. Vă rezolv. Cum a sunat asta? Da. Păi nu, dar asta am zis aseară, în vlogul de aseară. Care vrea să vă spăl pe spate, eu sunt acolo, să știți, cu drag și spor, mă ofer pentru voi oricând. Uite de cipilat, mam, nu știu dacă... Scapabile se fac din astea și nu cred că-s bune, da, trebuie să-mi da. Disolvant, de-astea de unghii, nu, cu unghiile stau potolită că nu sunt... A, astea îmi plac, îmi sunt bune la picioare, la, că pedicura mi-o fac eu singură și ca să corectez ce greșesc pe acolo, dar n-au lanceată din jumbo. Hai să vedem, 3,99, să vedem ce este. Da. Peruca e de bază. Astea ce stă aici, prostile? Pensete. Pensule pentru unghii. Da. Na, stai, cu minte. Cosmetici. Ce mai nou de la ei, că ai făcut teste, dar nu știu dacă bureți. Păi, erau ok bureții, să știi. Fondul de ten, știu că nu mi-a plăcut Victoria ăla, nu prea... Na. Ah, dar au băgat suporturi de astea multe iar. Astea chiar sunt super utile.
scumpe pe astea dacă le iei de pe Amazon sau astea de da. Public, în general sunt Am văzut. Uite-l pe ăla. Ți l-ai luat parcă până la urmă? Deci ăsta este cea mai bună investiție. Ține tot unde trebuie, sunt toate organizate, deci chiar mă ajută super mult ăla. Mi se pare prea scump. E plin de rilă, e purile la Jumbo. Ia uite ce avem aici. Plin, plin, plin. Și nu doar rilă. Oh, bă, ce simpatici sunt ăștia. Vai, ce fete aveți. Da, bună, mă, mafie. Și uite pe ea pe bicicletă sus. Vai, ce simpatici sunteți. Ia. Ia stai, ca găsit. Ce ai găsit acolo? Din ala Catch Dreamer, se numesc. Dar nu ți le distrug? Nu știu dacă e mască ghiveci neapărat, cred că poate fi folosită la multe chestii. Arată tare frumos, adică mie îmi plac așa pe stilul ăsta șebișic, răpănos, răpănos fic. Ia zice ce mai degrabă. Cu tot felul de ghivece. Ia asta, ce se vrea fi? Stai că dărâm ceva. Dărâm, stric, cât dai să. Îndemânarea mea este legendară. Dacă poți să o ridici tu pe aia din spate a, sau ține pe așa. Coșulețe. Eu vreau unul de ăsta de rufe, dar mai mare. Din ăsta împletit așa. Am văzut la Ikea. La Ikea, da. Da, normal. Ia uite, au ăștia de toate, dar sunt prea mici. Eu aici am văzut chestii pe care le-am regăsit la Ikea. Da, da, da. Bombonierele astea sunt așa frumoase. Am și eu câteva acasă. Le-am arătat într-un daily sau acolo, nu mai știu ce fusese. Dar v-am tot arătat. Le-am și pe alea roz, am și din astea transparente, de toate felurile. Și prețurile sunt, știi, 4 lei, 9 lei, 5, 7, adică super ok. Și poți să pui o groază de chestii aici. Eu, de exemplu, țin cotonete în treburile astea. Ăsta la fel, cu cotonete și vă cauză și astea mai mari. Oh, ce frumoase sunt. Ia uite aici. Nu știu dacă mai ține cineva bomboane în ziua de azi, dar arată super bine, mă, și uite, 12,99 pe bune pentru asta. Păi la Zara acum e 100 ca popa, dacă nu chiar mai bine de atât. Și alea arată bine, pe astea roz, v-am zis, le-am. Vaze, aș mai lua o vază de flori, dar una de dimensiune medie spre mică așa, pentru că am vaze mari, dar nu am mici, știi? Și de fiecare dată când am niște flori care sunt aproape trecute, dar parcă n-aș vrea să le arunc, îmi trebuie ceva mai mic și n-am, nu am dimensiunea potrivită. Așa că să ne uităm. Ce ai găsit acolo? Putem să iau. Ce aș fi putut să iau? Bagă-l, vâră-l. Cutii de toate. Asta ar fi super drăguță dacă n-ar fi plasticoasă așa. Dar e plastic de colo până acolo. Faci o limonadă? Să știi, am văzut la H&M Home, era 1.300.000 și l-au redus la 90, la 900. Asta e 20 de lei. Da, păi. Am eu și foarte iau și din astea. Uite, ah, ce tare. Uite, ei cu tot cu suport. Uite. Bine, asta e pătrat. Am băgat ceva pătrat în ceva rotund? Da. E ok, stai liniștită. Ia. Nu te-ai uitat, mă! Cred că sunt mai potrivite pentru astea. Niște chestii, niște trestii, așa m-ar interesa, niște bustiere, poate. Dar aș vrea culoarea pelii. Cam tot felul de treburi care sunt prea decoltate și nu vreau să fie decoltate. Însă m-ar interesa ceva de culoarea pelii. Da, Vicky. Uite bustiere. Eu acum. Da, da, da. Băi, bustiere, dar aș vrea culoarea pielii și n-au decât negru. Uite aici, dar sunt nu, bretele. Nu, nu buretele, dar vreau fără bretele, vreau bustieră, bustieră, adică bustiera... bando. Știi? Da. Da, nu, astea sunt fix inutile, deci astea nu fac nimic, nimic. Sunt niște porcării. Baga bonțeală. Asta nu. Cătușe cu puf, vrei? Am ah, ce mult. De la ei, nu știu cum sunt. Eu am niște pijamale de la ei luate acum câteva vlog măsuri, foarte ok. Da? Da. Nu le știu, nu. Le știi, dar nu le recunoști acum. Nu, zic, nu le știu calitatea. Ah. Haine, în general, dar mă okay. Să știu pijamalele okay. De la ei. Bright to be. Alea sunt chiar drăguțe. Da, mă uitam aici, premium, nu? Uite ce drăguțe sunt. Da. Știi ce frumos are agăța pisicinie? Da, da, păi. Are aluneca foarte da. Cunosc. N-am toate pijamalele făcute praf.
Uite, chiar vorbeam cu Mădălina, care m-am întâlnit acum. Mădălina Varodi, ai mai văzut-o pe vloguri. Și zicea, da, și, exact, exact. Și zicea că îi place foarte mult de tine, că ești foarte relaxat, așa și funny. Și zic că da, știu, este și ne înțelegem foarte bine, tocmai că este vărsător, cum e și Mădălina, tot vărsător. Și am foarte mulți vărsători în jurul meu și mă înțeleg foarte bine cu toți. Știu că o sunteți în aceeași zi. Nu știu dacă e chiar royal. Băi, deci cum sunt? Și e sticlă. Da, de asta le-am ridicat, pentru că am crezut inițial că e plastic, însă este sticlă. Suntem la English Home, se vede pe acolo vreo etichetă ceva, deci în militari, da, în militari aici în outlet, există un English Home cu prețuri super mici, sau mă rog, decente, unde găsești tot felul de chestii, lenjerii, prosoape, sticlăraie, ale albastre. Poți să bei cocktailuri, fie martini, fie gin, fie chestii din... Bine, gin mai puțin, dar martini ar merge. Arată super fain. Cosmopolitanul, chestii. Poți să beau gin în ele? Poți să bei și gin dacă vrei. Poți să bei gin și în ce, nu știu, și în cizmă dacă vrei. Gustul contează. Și alea mi se par super frumoase. Doar că nu cel mai bun dintre ele din ce. Iau. Gustul contează. Uite, au băgat și roz. Au băgat și roz farfurii alea frumoase. Deci mie îmi plac așa. Ce fac? Au și un pic de roz. Cât așa. Costă? Cum era bancul ăla cu movul? Nu știu. E un bancul cu movul. Ia-le, mă, că-s 40 de lei, na. Sunt 449, Andra. Cât? Să ne mai uităm la asta. Fichi, 49, ai nebunit? Cum să fie 449? Ia fi atent de ce am văzut 449. Păi, loca. Uite ce zice acolo. 449 scrie. Da, știu, dar nu. Sunt 44. Le iau. Ca să aibă Claudiu cu ce aruncă. Păi, mai zic. Puișor. E curaj. Mi se pare normal. Un pahar în cap la vremea lui e chiar binevenit. De care? Măi, sunt deosebite. Dacă vrei set, sunt șmechere. Dar n-am luat și noi un coș. Păi nu luăm. Să pui legume, paste. Serios? Da, pentru că uite, le scurci direct, știi? Deci este superbă. Să-mi placă mie oale. Este ceva okay. Inedit. Aș lua-o pe aia. Tu vrei ăla? Ce ai, Nicu? Mie să știi că mănec. Aia îmi place mai mult. Da. Mi-am luat oală, da? Am cea mai sexy oală. Te aștept. Mai ne-au făcut niște bani în buzunar. Cineva și-a luat pahare, altcineva și-a luat oală. Fiecare un cineva gătește, cineva bea. Ia, te vezi? De fapt e fix invers. Mă simt ca la... Cum îi zice outlet-ul ăla? Pandorf. Pandorf. Da, e un fel de Pandorf aici. E și în Le Village Valley, parcă în Franța, cam pe ce ăsta este. N-am ajuns până acolo. Aici nu e de la Salomon. Dar pe aici? Da, știu și că toate sunt așa, că și în Houston era ceva sunt. Vrei să intrăm la pantofi? Hai să vedem și water-ul. Hai. Ia uite ce a găsit Vicky aici, ochelari de soare, copie după Chloe. O play 90, tată, reducere 90%. I-am luat. Și sunt aici niște genți. Asta de la Aldo. Sunt interesant tot ce așa. Sețe, aia sunt. Exact aia sunt. Da. Sețe. Sețe. Dar tu auzi melodia? Da. Am cazanul meu. Superb. Da, chiar îmi plac. Dar Oplay 90. Băi, sunt Oplay 90, pe bune, măcar de o... Îi pui lui Marley dacă nu-ți plac. Îi faci o poză. Și astea sunt drăguțele așa, dar... Uite, asta mi se pare interesantă. Un preț? Vedeți de ce transparentă? Asta zic! Și aici are chestia asta. Vreau să știu prețul. Uite, asta ce marinărească este. 124. Nu, chiar atât de ieftin, dar oricum. E super interesantă. Știi, și poți să-i scoți... Da. E chiar simpatică. Ai mei sunt Steve Madden. A, da. Dar, ia uite, ești colaborare Aldo cu Disney, da? Leopard, drăguț. YouTube Music Premium, ne bucurăm. Nu. Și o... Înțeleg că oamenii ăștia spală alcool grav. Că văd că a început și tirile cu băutura. Vama veche sau vama? Eu niciodată. Cred că e vama veche totuși. Melodia asta. Eu nu știu de ce mă uit aici, că ăștia sunt 37. Astea sunt aproape identice lor de la Tory Burch, pe care le port eu de niște ani de zile, în continuu, și în continuare sunt strong. Mă întreb dacă merită. Măsura e bună, culoarea e un pic mai roz, dar cam aceeași chestie. Și numărul meu. Și tu? Mhm. Deci le-am purtat. Doamne, cât ne-am purtat.
Nu știu că sunt treci. Cine se face să vede bine? O să mi se oprească în orice moment bateria. Știi că mai am una, nu e o problemă, dar să se oprească. Vai cât de frumoasă este. Dacă aș... Dar nu prea... Gână... Să nu fie blocat acolo cumva. Nu, asta bine, e, asta e culoarea. Închisă, dar vreau să văd dacă pot, știi? Nu, asta e. E la fel ca la setul la vintage, de nu știu ce culoare e. E un verde crud, cred. Mhm. Dar știi care e poate dacă nu este piele? Nu, este... Nici măcar imitație. Dar cum se numește aia? Patent? Nu, este un fâș cu unciu. Trebuie să ai mare grijă cu pisicii. Da, deci nu este nici măcar imitație de... Când mergem în Ikea să te uiți după din alea protecție de haine, să protejezi rochii și... Da. Arată într-un așa. Mare fel. Aia este imitație. Da, asta e guess și asta va fi marciano. Marciano guess, varianta mai ieftină, nu? Da, mai... Mi-e place cea verde, să fiu sincer, dacă, să... dacă am un drept de veto. Hai, da, bine, poate mă schimb când o văd pe asta pe tine. Depinde de outfit. E frumoasă și ea, dar nu... Nu știu ce cu scrie în tunare. Nu mai fac piolei la alte. Nu. Și e foarte scurtă, să știi, păi în spate. Păi eu așa le port scurte, pentru că le port cu costic talion alte. Și... Asta merge cu pantalon palat pe ceva. Ceva super înalt. E frumoasă și ea. Ia, până sus cum e. Oh, da. E frumoasă. Da, sigur vrei XS? Să iau S. Ia provează un S, poate acordă un pic mai mult spațiu de dacă iei o bluză, știi? Bine, la cât e de scurtă, nici nu poți să iei iarna, toamna. E ok? Poate pui un kilogram pe tine. Mai zi ceva. Hai să aer. Poți să îngași pe dreapta. Încearcă și un S, să vezi care e diferența. Poate nu e cine știe ce diferență sau poate chiar e o diferență de confort. Nu întreabă diferența, poate la umeri un pic. Dar nu... E mai lungă. Da, un pic mai lungă în spate. Ce zici? Nu știu ce să zic, e lungă la mâneci. Parcă mi se pare un pic mai lungă la mâneci decât cealaltă. Nu, XS. Oricum sunt de așa natură încât nu poți să iei haine groase pe sub ele, deci trebuie luate cu haine subțiri. Ce faci? Alegi ambele sau... Eu aș merge pe verde, e frumoasă și mov, dar dacă e să le iei pe amândouă, ia le pe amândouă, dacă nu ia verde. Da, cu doar adică, gândește că tu ceri sfaturi de la o persoană care poate salopetă de blugi acolo. Ți-am mai zis că dacă s-apucă cineva să cânte Cat and I Joe, încep să dansezi. Da, totuși, o părere acolo de femeie, părerea avizată, nu? Da, e foarte frumos, uite, e un fâș, într-adevăr. Asta zic că este un fâș, dar pare piele, dar este un fâș în cunciu. Da. E foarte frumoasă verdele. Da, păi iau doar pe aia verde. Plecat cu punga după noi. Da, rămâne verdele, nu? Guess ce și-a luat Andreea. Niște ghes. Poză, filmăm sau ce? Filmăm. Și să facem și poză, să vadă ce vine. Nu e așa? Bine. Cum era aia? Dansăm? Ca din Nigel. Stai, spozăm. O cafea. Și pentru noi. La tez. Nu e nimeni. Ajuns să răm și eu la mă mai uit la YouTube, sunt niște designer de-astea cu what to buy from IKEA. Îi știu, îi știu că i-am văzut și eu trenduri din IKEA și alte de-astea. Ce merită să fie cumpărat, ce să nu cumperi. Uh-huh. Totdeauna, asta și aia cu must have from Amazon de mă... La alea nu mă uit, că eu nu prea iau de pe Amazon. Și mie contul, dar eu sunt cu Amazon. Vă spuneam, buclele mele s-au transformat în această chestie. Vă prezint o buclă de excepție. Nu, dar m-a plouat, că le-am fixat, le-am făcut, eram foarte bine, eram. Mai există însă așa ceva și așa ceva. Asta-i, asta s-a putut. E fals. Cu plantele, da, a văzut copacul, na.
să ai haos mineral, nu mă bag la el. Nu, nu vrem de plastic, vrem plantă-plantă. Suntem în Ikea, așadar, eu ce-mi doresc, nu ți-am zis, îmi doresc niște clopote de sticlă, pe care le-am văzut la ei pe site, da. Sunt niște clopote de sticlă, ca un suport așa, cum era în Frumoasa și Bestia cu trandafirul, știi? A, ți-am zis? Da. Dacă sunt senilă. Mi-ai zis, dar te-am lăsat să repeți. Da, s-audă toată lumea. Și sunt niște clopote de astea frumoase pe care le-am văzut la ei pe site, plus niște cutii, tot așa din sticlă, cu fațete de sticlă, în care la fel vreau să depozitez eu diverse. Vă o să vă arăt acasă, că am niște poze, niște chestii. Să ne uităm să iei de-alea de proteja hainele. Și de proteja, da. Trebuie. Trebuie neapărat luate, pentru că lemonada mi-o tărciuiește tot ce prinde, după cum v-am arătat și în daily-ul anterior cu geaca roz, cu toate că acolo încă nu știm sigur cine este infractorul, dar trebuie protejate. Și pentru că mi-au făcut praf mai multe chestii, inclusiv rucsacul pe care l-am acum în spate, care este numai așa, numai gheruțe, am zis măcar o parte să le protejez cumva, să vedem de saci. S-a desfăcut salopeta? Nu, am lăsat-o eu, cred că... Du-te la baie în salopetă, nu știa să vezi. Distracție. E bine că e liber pe aici, deocamdată suntem... Am văzut un interviu cu Ben Affleck, știi, și zicea că s-a întâlnit într-un magazin cu Christian Bale, amândoi l-au jucat pe Batman, așa, și Christian Bale i-a zis, auzi, asigură-te că atunci când te îmbracă ăștia în costumul de Batman, fac naiba un fermoar acolo, că eu am jucat în 3 filme fără fermoar. Ce tare! Aoleu! Costumele alea, da. Nu că aș face eu prăjituri, dar purile prăjituri alea... Arată bine, da. Este din aia. Ia uite și tava aia ce bine arată cu toate alea. Au eu, pasta. Da? A, de fapt da, că am văzut o sfragerie. Am ginul pe ea. Ginul și whisky. Alea ce sunt acolo? Solnițe? Ce se vrea fi? Sau ce e chestia aia? Care asta? Nu, alea de lemn. Alea de lemn sunt curioasă. Sare și piper. Sare și piper, da, am zis bine. Sunt astea care măcină, cum zice. Șmechere. Foarte mișto, că par bambus. Da, păi de asta mi-a atras atenția. Faine, faine, faine. Scaune, nu ne prea interesează categoria scaune, dar și noi pe aici. Bucătărie frumoasă, ce de spațiu, cum eu n-am în toată bucătăria mea. Deci bucătăria mea este un loc mic, întunecat, negru și trist. Și nu încap, dacă mă mai îngraș puțin, nu mai încap. Iar cineva e la plante, că nu, fiecare cu ce-l doare. N-are gurele. Dar pare că am decedat așa, plântuța aia acolo. Na, dar e odată, că i-a fost odată, se pare. Dar e reală, să știi. Da, păi am văzut-o, că altfel nu era ofilită. Aici. Și asta e, zice, cam greu. De asta nu mai e o plantă, decât să pățească așa ceva. Mai bine stau potolită. De ce să le omor? Eu să nu omor alții. O prietena care stă în Copenhaga, în Danemarca, și Ierusai, că vorbește daneza și... Foarte tare. Tot respectul pentru cine înțelege. Eu sunt praf. Ia, arată cum să... Și bun apetit ăla, mi l-aș pune în bucătărie. Shebi și cu feminin cochet. Uite o pisică neagră. Bună vestie. Bună! Ești o lemonadă? O viitoare lemonadă? Căpiec! Cărnuțe! Cănuțe! Văzuțe! Că cameră de domnișor, așa. Tot ce vrei și ce nu vrei. Dă toate. Uite niște carafe superbe. Da, clar. Le luăm amândouă. Țic. Deci culoarea este într-un mare fel. Uite și dopuri capace. Unde? Că nu văd. Uite aici. A, la pachet. Da, se potrivesc? Cred că sunt depus sub, nu, sunt depus sub. De pahar, costă răsindu-a. Da, am ajuns și la coșuri. Dacă reușesc să manevrez coșul ăsta, nu mi-a să iau coș de pe alt. Uite așa ceva aș vrea. Din ăsta am eu unul alb ca să țin farduri în el, dar nu e pentru rufe, e prea mic. Așa că mă gândeam la unul de ăsta. Uite ce frumoase sunt. Cam așa. Și pot să pun aici și pături sau, mă rog, poate să doar mărumbul, lemonica sau coro, oricare dintre ei. Pe care merge super bine. Cât sunteți voi? Cât sunteți, mămica? Un preț, ceva? Este neprețuit sau gratuit? Cred că undeva pe la 100 de lei era, 100 și ceva. Dar nu văd un scor. Băieți? Na, cred că e gratis ăsta, că n-are preț. Deci putem să luăm și să plecăm cu el. Da. Gratis? Nu, era vreo 100 și ceva, că l-am văzut pe site. Păi le luăm pe toate. Deci la birou, cred, că ar merge. La birou undeva, că se duc ei. Când se prind, se duc și fac așa, știi? Și funcționează la e-mail, toți își fac pe el. Poate îmi lasă în pace fotoliile. Ar fi o idee excelentă. Okay. Hai să vedem. Luăm și unul ăsta la fraier.
plastic. Așa. Am găsit și saci. Uite așa ceva. Ăștia sunt super ok. Deci 9,99 lei, 3 huse din astea. Și să iau mai mulți. Măcar chestiile mai prețioase să le protejez cât de cât. Uite așa. Deci am 6 aici. A, nu. Am luat 3. Deci sunt 9. 9. Și pun mai multe. Da, și pun mai multe pe același umeraj. Și e ok deocamdată. Sunt și mai scump, dar nu e cazul, că la mine doar de protecție, nu ca să fie ceva fancy-pensy, doar să acopere. Dar cred că văd și cutiile. Uite, așa ceva, dar parcă ce nu se vede, era mai mare. Că astea sunt cam micuțe? Așa micuțe să fi fost? Ăla acolo ar trebui să dispară. Nu? Sau, a, nu, e oglindă în partea aia. Uite că mă vedeți, filmez cu telefonul, că mi s-au terminat bateriile cu totul. Deci așa ceva, dar parcă erau un pic mai mari. Că mă gândeam că aș avea mai multe chestii de depozitat în astfel de treburi. Dar mi-ar fi plăcut ceva mai... Nu știu dacă e chiar ce vreau. Da, nu prea e. Sunt prea mici. Să caut clopotnițele atunci. Poate măcar pe alea le găsesc, cu polele alea. Știți ce zic, azi am văzut la mine și mi se par foarte faine. Ai găsit? Hai că le-am găsit. Cam astea erau. Încercăm să nu spargem nimic. Sunt pe dimensiunea alea mai micuțe, nu am ce face cu ele, dar astea mari sunt faine. Însă mai văzut sunt unele care aveau și de la mâneri, știi? Luai așa. Dar nu știu unde sunt, dacă or fi. S-or fi vândut. Să ne mai uităm. O mână. Vaze. E bine și cu vaze, dar nu vaze. Zici și caută niște rame. Eu sunt cu clopotnița, toți nebuni, fiecare cu ce-l doare. Ia, pe aici văzuci. Drăguțe văzuci. N-am luat-o pe aia din Jumbo Jumbo, că nu m-am decis până la urmă, dar iată, asta așa, interesanțuci. Dacă tot vorbim de văzuci. Iete mult. Deci așa ceva erau, numai că mai mari. Iute. Deci cu polă sticlă, ok, cu polă sticlă, dar uite-le, domnule, gata, le-am ginit. Alea sunt, am lăsat cu ușa, am plecat, n-avem treabă. Astea sunt, uai, ce-mi plac, superb. Îmi place super mult ăsta, știi, vârful. Partea, nu știu dacă neapărat proastă, diferită, să zicem, este că n-au bază. Deci e doar clopotul în sine. Așa că o să iau niște de astea, văd că astea, nu, astea sunt vaze. Interesante, da? Aici sunt. Nu salea, sunt aici. Sunt aici. Poți să iei tu ăla? Super. Sunt și alea, dar astea cu mâner îmi plac. Uite, că sunt mai frumoase. Așa ceva vreau? 34,90? Și vreau să am așa 3, mă gândesc. Țuc, țuc, țuc. Și vazele sunt interesante. Pe aia o am și eu. Și uite astea roz, ce... Și carafele. Me gusta. Ok, o să iau 3 de astea așadar. Ia să iau eu coșul. Opa. Tuc, tuc, tuc. Fă-te-n pa. Vii cu mine să te iau. Așa. 2. Nebunie. 3. Pentru că am multe chestii prețioase, vintage și, mă rog, lucruri care n-ar trebui în principiu să fie nici pline de praf, nici sub asediu pisicilor. Da, da, da. Povestea am aici. Așa că... Vrei să le bagi acolo sau cum? Da, ca să le protejăm. Mă întrebă... Să mut eu ăsta de mulțime, știi, că aici e mai încăpător. De fapt, poți să pui în coștul ce e al meu, ca să nu ne amestecăm la... Casă. O carafă. Aici e grădina botanică un pic. Uită-te liniștită. Sunt foarte frumoase. Palmieri? Asta e iuca. Să văd dacă este otrăvitor pentru pisici. Ia vezi. Am o aplicație, am instalat-o pentru pisici de genul ăsta. Da? Da. Foarte bine. Pet toxic. Ui, de ce e pet toxic? Ca să nu o cumperi tu. E tol, trendy, easy, purifică aerul, dar este pet toxic și la pet toxic nu mă bag la vedrizia. Pe ce altceva? Normal. Cumva nu sunt șocată. Da. Ce să zic? Ia altceva. Pet toxic din prima.
Așa. Vă dați-mi și mie una care să nu fie pet toxică. Un cactus? Nu iubesc animalele. Poate un cactușel? Cactus, dacă dă darte cu limba, apoi s-a terminat. Auzi, astea așa cresc ele împletite sau le da, pe bune? Da, am și eu. Unul, dar e micuț. L-am luat, nu știu, dacă e ficus eucaliptus sau mășel. Nu, pachira aquatica. Eu parcă știam că e altfel, dar mă rog. Pachira ăla cred. Foarte frumoase. Să mai enerveze. Și aia la fel? Asta e pet toxic. Super. Mi-am luat înghețată, cineva și-a luat codogi. Sunt vegetariani aia și asta la... De fapt, cred că sunt vegan, nu că vegetarian. Sunt o... Ei scriau vegetariani acolo. Da, eu așa știu, că era... Iar asta a mea este vegană, e din plante, deci nu are nimic în ea. Înghețată de căpșină. Da. Hai să vină Vicky să mă duc și să mă spăl pe mâini, pentru că știu că e foarte bună, că am mai mâncat. Înghețată, să știți că e foarte bună. Mergem home. Mergem home? Ajungem târziu și nu vreau să mă vrească poliția. Nici eu. Prefera să nu. Foarte bună. Ia uite ce zgaibă superbă mi-a ieșit aici, o vedeți? Este bibiț, bibiț mare din care nu iese absolut nimic, dar care simte el nevoia să fie prezent, să participe la daily vlog-uri. Altfel, uitați-vă în ce halucesc, vedeți când fac așa, ia uite, a? Se vede acolo? Dar sunt machiată de multe ori, adică acum este 7:15, iar eu sunt machiată de undeva de pe la 8. Deci cam așa arată fața mea după... Câte ore sunt? Câte sunt? Ne bate matematica momentan, faceți voi calculul, însă în acest minunat fel mă prezint. Sunt cu energia pe mine totuși, am băut 3 cafele astăzi, într-adevăr cu niște lapte vegetal, dar au fost 3 cafele acolo. Am și mâncat, înghețata aia super bună, am lăsat-o pe Vicky, acum mi-am recuperat și eu florile, nu știu dacă vi le-am arătat, mă iertați, tot de pe telefon, tot de pe telefon filmez pentru că am consumat bateriile de mult. Uite ce flori frumoase mi-a adus mădă. Deci astăzi a fost o zi cu fetele. Foarte fain, am mers cu Vicky în Jumbo Jumbo, am fost la Ikea, o să vă arăt ce și cum tot ce am luat, am aici niște treburi, ne-am împărțit acum socotelile pentru că mașina mea, nu știu cât vedeți acolo, vezi o chestie albă în spatele meu, sunt saci, mulți saci de când am fost la poștă și am luat pachetele, chiar v-ați exprimat în număr mare în comentarii, la ultimul daily vlog, să rămână mulțumesc și mi-a zis acolo că vrem să vedem, nici nu contează cât e de lung, desfăle pe toate, nu tăia din ele, vrem să vedem cu totul și îmi crește inima și pipota maximum în mine când aud așa. O să vă arăt acasă ce și cum am luat, cu ce m-am întors până la urmă. Acum o să pun eu niște muzichii așa, pe voi vă așez eventual, nu știu dacă mai e cazul să mai iau cadre așa din mașină, că în principiu cunoașteți ideea, dar ce vreau să mai zic este că s-a terminat cu ploaia, a trebuit evident să fie în momentul în care aveam eu puțin de mers perpendes. Altfel, acum să știți că este soare și frumos, o pisică neagră tocmai a tăiat calea unei motociclete, mi se pare foarte bine și abia aștept să ajung și la pisicile mele negre, să-mi taie și mie calea, 30 de ani de ghinion să am de acum încolo. Deci sunt într-o dispoziție foarte bună, pe măsura vremii ăsteia superbisime de afară. Așa că mă așez să pornim niște muzichie, ia să vedem dacă pornim noi. Ia că a început inspecția tehnică. Da. Ți-e foame? Poroțel! Ți-e foame, mamă, cofan? Ia uite, curioși. Rumbu? Doamne, toată lumea, toată gașca, ce se întâmplă aici și nu știm noi. Până acum bateriile l-am încărcat la cameră ca să putem să ne auzim și să ne vedem cum trebuie. Uite cum dorme un pupuț obosit, cu burtica în sus, cu colțișorul pe afară, asta cu lăbuțele ca pe pândăia sa, stăma sa. Eu s-or crecănat până acum, am sfărăit, am pufăit, e o viață foarte nașpa. Foarte nașpa și nu putem decât pe pernuse de catifea. Atâta, uite, Rumbu, flocoșenia lui. Pe Rumbu îl recunoașteți după chestiile astea. Mă rog, și după dimensiune. Am primit mai multe mesaje de la voi în care mă întrebați cum fac diferența între ei, între limonada și Poirot. Uite cum întinde gâtul panorama. Și răspunsul stă evident în dimensiune, că limonada este cam jumătate din Poirot, trecând de trăsăturile feței pe care eu le recunosc imediat, na, pentru cineva care nu trăiește cu ei, evident că e mai complicat și nici nu aveți de ce să rețineți voi neapărat informațiile astea, dar au trăsături faciale foarte diferite. Da, iartă-mă, vampirule, ia toarce, Rumbu, auzit? Mă întoarce, mă, pufosul meu, mă. Hai să vă arăt acum cu ce m-am întors acasă, dacă tot v-am promis să rezolvăm și asta, lăsăm aici pe blănos să doarmă, Rumbu, bagă nani. Grasul mami, bagă nani.
altă viață. V-am pus pe trepied ca să stăm fără probleme, să ne putem mișca în voie. Sper că suntem ok și cu luminozitatea. Îmi vedeți și bibițu, dar cred că se simte o cu totul altă calitate, nu față de filmarea cu telefonul. Cred că o detectați foarte bine. Și ca sunet, și ca imagine, să-mi ziceți dacă mă înșel. E posibil să fie doar în capul meu, pentru că eu sunt mai atentă la detaliile astea tehnice și știu că de multe ori pentru voi este fix irelevant. Dacă filmez cu una, dacă filmez cu alta, important este să mă auziți și important este să mă vedeți. Dar poate percepeți și niște nuanțe de astea câteodată sau dacă nu, mă rog, voi să-mi spuneți cum vi se pare. Eu sunt pe metereze, indiferent de ce săpunieră aș folosi pentru a filma. Hai să vă arăt ce și cum, cu ce m-am întors până la urmă. Foarte pe scurt, oricum le-ați văzut și cred că este suficient pentru daily vlogul ăsta, pe care cred că exact așa îl voi numi și îl voi concepe, pe ideea de hai cu mine la shopping sau hai cu noi la shopping o zi cu fetele împreună, ceva în direcția asta. Nu am plecat neapărat de la ideea umplerii întregului vlog cu subiectul ăsta, dar nici nu știam că o să stăm atât de mult, adică mi-am imaginat că o să fie o chestie de 2 ore cu mădă, 2 ore cu Vicky și cam aia e, numai că ne-am lungit, am mers acolo, am mers acolo și a fost foarte fain, așa, adică m-am umplut de foarte multă energie pozitivă, ceea ce sper că v-am transmis și vouă și mai ales că v-am scos afară din casă. Spun asta îndeoseb pentru cei care m-ați rugat să fac acest lucru, că am primit mesaje de-a lungul timpului, de când cu pandemia, evident, și chiar și acum recent, scoatem din casă, vrem să mai vedem, vrem să mai ieșim și așa mai departe, pentru că adevăr, în casă pot filma oricând și cunoașteți colțurile astea poate mai bine ca mine. Mă rog, posibil să exagerez un pic aici, dar în casă tot filmez și ori de câte ori am ocazia să fac ceva diferit, să vă scot și să vă mai arăt și alte lucruri, vreau să fac asta, dar atunci când se poate. Asta s-a putut, prin urmare, hai să vedem ce și cum. Am luat oala. Oala este cea mai frumoasă oală pe care am văzut-o în viața mea. Eu am, cred, 2 oale toată casa. V-am povestit oare anul trecut că mă nebunise bunica mea că vrea să-mi cumpere nu știu ce set de oale și nu mi le-a cumpărat până la urmă. I-am și zis să stea liniștită pentru că nu este caz. În primul rând că nu e nevoie să cheltuiască bani pe mine și în al doilea rând pentru că un set de oale este prea mult pentru cineva asemenea mie, care da, din când în când mai fierbe niște paste sau alte alea, dar un set este mult prea mult pentru daltă mine. Așa că mi-am zis, având în vedere că am totuși 2 oale în casă și asta zicea Vicky că e foarte șmecheră pentru care ăla strecurătoarea aia pe dinăuntru, să nu știu exact cum îi zice, și mi s-a părut foarte frumoasă, foarte frumoasă. Deci vă spun, dacă era o oală urâtă, nu m-aș fi băgat, dar având în vedere că vorbim despre o oală frumoasă, vezi, estetică e baza, domnule, am zis, hai să atac problema. Deci, uitați-vă voi, neagră așa, cu feroneria asta aurie, negru cu feroneria aurie, ce-mi place mie. Și uite, vedeți? Asta este strecurătoarea. Știu că am filmat-o și acolo, deci nu voi să stau cu ea. Însă mi se pare foarte frumoasă. Și să știți că am luat-o cu o reducere de vreo 20%. Cred că și asta mi s-a părut foarte juicy. Haba, haba, apetisant-o. Ha, hați, vii cu mine sau te iau. Deci ea era undeva în jur de 120 de lei, ceva așa, și am luat-o cu 99. Pentru o oală mi se pare bine și Vicky zicea că ea gătește mult mai mult ca mine, zicea că sunt de calitate foarte bună și zic, băi, nu strică să am și o oală în casă, una mai de Doamne ajută, vorba aia, mai vine bunica mea pe la mine să mai facă o ciorbă sau mama sau chiar se întâmplă să fierb eu diverse legume și paste, cam asta e nivelul de fierbere la care sunt eu, dar e ok, adică nu e o casă în care să zic că mă întrec în ustensile de gătit și asta, dimensiunea asta oricum nu am și e exact ce trebuie. Apoi, să vă arăt ce am luat din outlet și după aia mergem la Ikea, fiindcă asta a fost cronologia, cam așa, aoleo, Jumbo. Jumbo a fost întâi de tot. N-am luat multe din Jumbo Jumbo, am mers acolo pentru că voia Vicky mai mult, eu nu avem treabă neapărat cu Jumbo Jumbo, pe mine mă interesa Ikea. Dar am luat, hai să râdem puțin, am luat asta, da? Mi s-a părut interesantă. Eu, de altfel, cumpărând un genul ăsta de peruci pentru tot felul de poze pe care le fac. Când vreau eu așa să recreez câte un personaj, m-am folosit și de tot felul de peruci. Și am o blondă, brunetă, pe asta le-am luat îndeoseb pentru clipurile pe care le-am făcut dedicate fiecarei culori a părului. Când veneam eu cu recomandări pentru voi, blondele ar trebui să poartă asta, brunetele astea, roșcatele astea, m-a ajutat pe mine ca să exemplific puternic și, mă rog, să facem și un pic mișto de mine, deosebit cu blondul ăla. Și mai am și mâna roz, care chiar este în iconița aia mică pe toate profilele mele, apar cu peruca aia roz, care mi se pare destul de faină, mă rog, sunt jocuri în general. Albastră nu am avut până acum și m-am gândit că pentru o sireneală ceva, poate fac o ședință foto cu o sireneală, ar putea fi interesantă și la prețul pe care îl are, deci în general perucile pe care mi le-am cumpărat eu erau mult mai scumpe,
Da, deja e bine. Erau mult mai scumpe. Sunt eu, mama pădurii. Însemnând ceva de genul 100-200 de lei, asta 39-99, zic, iau că o să-ți pară rău după aia dacă nu o cumperi. Evident că acum, na, e și roșul ăsta al meu care răzbate și nici nu e așezată cum trebuie. Dar ca să faceți o idee de ce am aceste cosițe și dacă mă supăr, pot să-mi fac și bazma, știi? Pot să-mi fac asta. Sunt interesante pentru Halloween sau ceva de genul, sau chiar așa pentru ședințe foto. Uite, dacă îmi tai, ia, vedeți? Acum? Zic că nu e chiar rău, nu? A? E orepilant? Puteți să-mi ziceți că nu mă supăr. Nu o să mă fac albastră în cap, evident, dar vi se pare nașpa? E chiar... nu. E chiar interesanțel, așa interesanțuc. Pac! Și fac, uite, așa de o eșarfă. Deci, da, ar fi o șmecherie. Bine, trebuie și așezată cum trebuie, pieptănată, toate cele, dar a fost o dată asta, a fost o dată că am povești, din rute mari împărătești, după care am luat îndezdrearea. A, uite-l aici. Atâta. Deci cotonete din astea mari pentru demachiat și ar cam fi cazul că sunt machiată de foarte multe ore. Bețișoare de urechi, nu neapărat pentru urechi, că mi se pare relativ dăunătoare, cât mai mult pentru corectarea tușului. V-am promis clipul ăla cu tușul și-l fac. N-am uitat și am mai luat jucăria asta pentru pedicură. Și atât. Ăsta a fost o jumbo. Erau multe chestii mișto, că intri acolo și nu poți să pleci cu mâna goală, măcar este bețișoare dacă iei toate prostiile posibile și evident că erau multe decorațiuni de Paște, dar am stat cu mințică pătolită, nu m-am băgat și v-am zis, dacă nu voia Vicky, probabil că nici n-am fi mers, că eu aveam altă treabă. După care am fost în outlet, ăla de lângă militari. Pentru cine nu e din București, spun acum, jumbo, jumbo ăsta la care am fost noi este cel din militari, lângă el este un outlet și mai sunt astea, Kika, Hornbach, în general magazine foarte mari. Și în militar outlet-ul ăsta sunt, cum e într-un outlet, ar fi marfă, din colecții trecute, la niște prețuri mai mici. Cam asta era ideea. Și am intrat la Otter, unde am găsit o cetelare de soare. Bun, și nu vine să cred, atât de ieftin, stai așa ca să nu fuși. Deci ochelare, sunt 3 perechi de ochelari de la Aldo și o pereche de la un brand numit Epica. Și au și prețul original pe ei și am luat pe toți cu reducere de 90%, deci mi s-a părut o afacere foarte bună. Zic, și dacă nu mi se potrivesc, deși am probat și erau foarte ok toți, îi dau maică mică și mama are tot timpul problema asta cu ochelarii de soare, că îi pierde, că poate nu-i vin bine și având în vedere că perechea a costat, deci 6,99 lei și 7,99 lei, mi s-a părut super, super accesibil, dar și păcat să-i las acolo și oricum, la câte outfituri și chestii schimb eu, cu siguranță se găsește ceva la care să-i port. I-am luat odată pe ăștia, deci ăștia sunt de la Epica, uite așa, cu model din ăsta retro, vedeți și au niște, vedeți că au niște pietricele pe aici, uite, vedeți și reflexia, au niște pietricele pe aici și au fost 6,99 lei, vedeți? Deci super bună afacere, nu știu dacă se vede, nu vreau să-mi pună focus, dar credeți-mă că nu mănânc ce nu trebuie, a? Atâta a costat perechea asta, 6,99 lei, după care de la Aldo, ăștia sunt niște copii după Dior, au fost... N-au prețul aici, dar să știți că la fel. Deci tot 7,99 lei, cum am uitat. Prețul lor original fiind 16 dolari. 16 dolari ar veni undeva, deci 40, vreo 64 de lei, să zic, și eu i-am luat cu 7. Încerc să țin capul cât de cât ridicat ca să nu deranjeze reflexia. Sunt interesanți și ăștia, îmi plac foarte mult cu feronerie. Din asta rose gold, așa, ramă oglindă, super drăguți. Apoi i-am mai luat pe ăștia, tot Aldo sunt și ei, același preț, 16 dolari au costat inițial, așa zice eticheta, eu i-am luat cu 6,99 lei sau 7,99 lei. Uite, așa atunci ăștia sunt copii după Chloe. Chloe, știu că se zice Chloe, dar așa bine mie să-i zic Chloe. Așa, și ar mai fi ultima pereche, 100% copie Chloe, Chloe. Ăștia chiar au și eticheta de Aldo aici. Și uite, 8,90 lei reduși de la, vedeți? 89 de lei, deci cu 90%. Ăștia sunt foarte similari modelelor la MOV și cel maroniu. Dacă știți, ochelarii mei de soare, ăia în degrade, așa mereu primesc întrebări despre ei și sunt cei pe care i-am cumpărat acum vreo 2 ani din Israel. Pe care nu-mi doream neapărat să-i cumpăr, am făcut și o prostie atunci, parcă v-am mai povestit că m-am trezit după ce am plătit că ar fi costat, nu că ar fi costat, că au costat mai mult decât aș fost eu dispusă să plătesc, dar deja era tardiv și m-am fript atunci. Dacă n-am relatat, să-mi ziceți, poate vă povestesc cu altă ocazie. Ăștia sunt parcă inspirați de acolo și dacă aș fi găsit ceva de genul ăsta în vremea respectivă, la Aldo sau într-un magazin mai ieftin, clar nu m-aș mai fi apuntat la aia. Dar îmi plac foarte mult, mi se par super drăguți și
Așa că sunt interesant să-mi ziceți care pereche vă place mai mult între ei. Și ca un pont așa, dacă ajungeți pe acolo, să intrați în notărul ăsta, pentru că aveau tot felul de chestii la reduceri și multe colecții vechi de Aldo și alte magazine de încălțăminte. Și tot de acolo am luat și poșeta asta, care este tot Aldo. Și știți de ce mi-aduce super mult aminte? O știți pe Chiara Ferani, bănuiesc, cea mai faimoasă blogăriță din toate timpurile, deci blog, nu vlog, nu video, ci scris, cea mai faimoasă. Blogărița în toate timpurile, tipa aia blondă, frumușică, în fine, foarte posibil să o știți că este ultra mega populară. Ea are o colecție a ei, Chiara Ferani, exact așa se numește, și s-a folosit foarte mult acolo de motivul ăsta al ochilor. E, când am văzut ochiul ăsta, știam clar că nu e Chiara Ferani, dar cred că de acolo au plagiat ăștia de la Aldo. Și este un clutch, adică o poșetă plic, care are acest lanț, ce, da, poate că dă așa sau nu, și poți să o porți așa. Și plasticul ăsta, evident că se dă jos. Ia, să-l vedem. Să vă zic și prețul imediat. Deci 77 de lei redus de la 129 a costat asta. Să știți că mai aveau câteva, dacă vă interesează. Și mai erau și altele scripicioase. Dar mie mi-a plăcut asta, așa, pentru că vedeți maneaua. Ceva de vis cu albastru. Asta mi s-a părut super interesant motivul. Și nu am deloc așa ceva. Și cred că o pot încorpora fără probleme în ținutele mele de zi. Nu trebuie neapărat să fie o chestie de seară. Dacă o pot cu niște treburi mai potolite, o să fie foarte bine. Deci astea o dată. Și apoi în Guess, unde a filmat Vicky și cred că deja ați văzut, jacheta, uite ce pungi mișto au ăștia, aveau foarte multe lucruri frumoase. Chiar am rămas așa impresionată, pentru că Guess este un magazin, era și apa acolo, Guess este un magazin în care eu nu intru, să fiu sinceră, foarte rar s-a întâmplat, mi-a atras ceva atenția din vitrină și cu atât mai puțin în outlet. Și acum, văzând magazin, cred că Vicky a zis, hai să intrăm, și cum mă uitam pe acolo, am văzut cele două jachete, mi-au atras atenția. Asta chiar îmi place foarte mult și îmi place și aia mov, dar nu știu, nu m-a convins 100%. Din nou, să-mi spuneți și voi ce părere aveți, că mă pot întoarce oricând să o iau. Dar asta verde mi s-a părut a fi ce trebuie, poate și pentru că m-a influențat Vicky, clar, acest influencer. Dar uite ce frumos contrastează cu părul meu. Și eu chiar port genul ăsta de jachete, ați văzut-o pe aia roz și cea neagră pe care am avut-o astăzi. Îmi plac foarte mult jachetele de tip motociclist în culori de genul ăsta. Cred că aș lua-o și pe aia mov dacă avea tot așa refere și feronerie. Aia era cu auriu ca bonus, asta e cu argintiu. Dar chiar și așa, mi se pare foarte faină și am clar la ce o purta, pentru că bate mult în zona de verde și eu am o groază de haine verzi tocmai pentru că sunt roșcată, așa că va fi utilă cu siguranță. Apoi a fost Ikea, de unde, uite, tot influencerul, Vicky m-a mânat să cumpăr chestia asta, fiind o treabă care se prinde așa de piciorul a ceva, ce consider tu, are arici aici, nu știu dacă auziți asta, arici pogonici, știi? Și o prins, uite așa, și pentru măriile lor broscoii, care tot. Asta ziceam că poate îmi lasă și mie fotoliile în pace. Cred că o să fie interesantă. O să o atașez în seara asta. Sau, mă rog, trebuie să găsesc așa o poziție strategică să fiu sigură că au ce nenoroci. Apoi am luat... A fost aia în jur de vreo 19 lei. Am luat saci din ăștia pentru haine. Am luat 3 pungi fiecare, câte 3 seturi. Cred că chiar am nevoie. Deci, probabil că ăștia sunt cel mai util lucru din... Ce am luat, că am o problemă din ce în ce mai mare cu lemonada și cu agățatul hainelor. Are obiceiul de a se urca pe toate alea și nu o face din răutate. Evident că e un pisic care are prea multă energie, foarte multă energie și cumva cred că m-am dezobișnuit cu nebuneala lor de atunci când sunt pui, că ai mei deja sunt super maturi, rumbul cel puțin e tătăică. Și m-am dezobișnuit complet cu energia aia pe care o are un pui de pisică, iar ea este așa, argint viu toată ziua. Și se urcă pe haine și de multe ori le escaladează. Gheruțele ei nu sunt la dimensiunea celor pe care le are rumbul, dar chiar și așa. Știi? Și mi-a stricat niște haine. Și așa cum cred că am mai zis, dacă nu aș iubi eu așa de mult, aș mânca o cu fulgi cu tot. Exagerez. Dar nu, n-am ce să zic. E o pisică, până la urmă nu mă aștept să înțeleagă sau să priceapă ceva. Asta e, de-le încolo. Haine mai găsim, pisici iubitoare mai greu. Sunt suflete. Însă trebuie să fiu eu mai deșteaptă ca ea și să găsesc niște metode de a proteja hainele astea astfel încât să nu mai aibă acces. Și Vicky a zis, ia-ți saci că o să te ajute super mult și 9,99 lei a costat bucata, și ca să știți și asta ca pont. Apoi, coșul de rufe, pe ăsta l-ați tot văzut că l-am filmat, mi se pare splendid, deci super frumos. Chiar mi-a trimis Dariana mesaj după ce am pus pe Instagram pe stories că v-am arătat acolo.
Mi-a trimis Dariana mesaj, ce-i cu coșul, de unde e coșul, că e frumos tare. Și zic, e cheia, țacapaca. Mi se pare chiar foarte fain ăsta și merge pentru o mulțime de chestii. Eu l-am cărat chiar ca sacoșă, practic, deci n-am mai luat niciun fel de sacoșe. Tot ce am avut nevoie am pus înăuntru dânsului. Mi se pare super, super frumos. Chiar e o piesă care poate fi utilizată în multe ocazii, situații, dar eu am gândit-o pentru rufe, în principiu. Apoi am luat clopotnițe, deci am luat două din astea, așa de mult îmi plac, sunt atât de încântată de ele, o să fac ceva super fain cu ele și sunt faine pentru că unul protejează, deci praf, doi pisici și ce mai e, care poate ataca ce pui în interior și cel de-al doilea motiv este spațiul pe care nu-l ocupă neapărat. Adică eu deja am niște chestii pe aici așezate, da? Pot să pun asta deasupra a ceea ce am. Deci nu ocup un spațiu suplimentar. Ele vin în compania ceva ce există deja. Nu deranjează, nu încurcă, nu trebuie să le fac loc pe undeva. Efectiv, să le pun deasupra a niște chestii și știu sigur că mă vor ajuta pentru că voi știți că eu am tot felul de obiecte sensibile în casă, obiecte cu vechime și chiar cred că ar arăta foarte elegant și în sensul ăsta că tot v-am promis că vă arăt, o să inserez pe aici o imagine sau mai multe dacă găsesc de pe Pinterest-ul meu unde salvez tot felul de poze ca inspirație așa pentru viitoarea casă și am văzut acolo niște lucruri foarte drăguțe făcute cu genul ăsta de clopotnițe, știi, cu clopot sau cu polă, cum vrea fiecare să-i spune. Și astea așa puse deasupra arătau foarte mișto cu tot felul de, păsărele, statuete, sticulițe de parfum. Arată foarte bine. Mie îmi place mult estetica asta, așa că am luat, deci au fost 3 din astea mari și 2 din alea micuțe. Iar apoi, ultimul lucru, carafa splendidă și mă gândeam că și în cazul în care nu pun neapărat apă în ea, pot să o folosesc pe post, nu pe vost, sunt obosită, se simte, pot să o folosesc pe post de vază, așa cum este cazul aceleia pe care am luat-o din Jumbo Jumbo și pe care v-am arătat-o recent în clipul cu treburile primăvăratice. Dacă v-ați uitat, și știu că v-ați uitat multe și mulți, să rămână, mulțumesc, ați văzut treaba aia cu protocalele, cu lămâile, cu citricele și cu plantele, cu florile, cum vă arătam aranjamentul ăla frumos de făcut în casă. Și vaza pe care am folosit-o eu la momentul respectiv, chiar am precizat, e o carafă pe care am luat-o din Jumbo cu 9,99 lei și care funcționează ca vază impecabil. Se întâmplă uneori să am foarte multe flori în casă și e minunat în momentul și blănoșilor le place, evident, și atunci n-am poate suficiente vaze, astfel încât am ajuns să mă folosesc și de lucruri din astea și merg super bine. Așa că asta, în cel mai rău caz, în ghilimelele de rigoare, va ajunge poate vază, dar mi se pare minunat. Uite ce culoare superbă. Ia uite. Dar să vedeți. Ia. Da? Înțelegeți ce zic. Deci astea le-am luat așa. Nu a fost ceva planificat, neapărat au fost niște chestii spontane, foarte frumoase, cărora le voi găsi utilitatea. Acum eu o să închei vlogulețul ăsta. Sper că v-a plăcut formula lui și că v-a făcut plăcere să ne mai clătim ochii așa, să petrecem timp ca fetele, că v-ați distrat cu noi, eu și Vicky și, mă rog, ne-am simțit foarte, foarte bine. Repetăm faza categoric și ne vedem data viitoare, cred că duminică. În principiu ăsta ar trebui să intre joi. Deci, duminică vin la voi cu o șezătoare, așa cum obișnuim. Pupicios multos, zi sau seară minunată să aveți, să-mi răspundeți la ce v-am întrebat pe acolo, dacă aveți plăcerea, interacționați cu mine, că mă bucur super, super mult și ne vedem data viitoare. Mulțumesc încă o dată,